Cum să ne dăm seama care e persoana potrivită pentru noi și ce vrea Dumnezeu pentru noi? Nu știu, să știți, niciodată nu am știut. E un radar special, e un feeling care se dezvoltă în tine. Nu poți să zici al pe ăsta și fugi. Problema mai nouă a tinerii generații masculine, să mă iertați băieți, este că nu mai sunt bărbați. Ei fac curte, nu mai fură fetele. Ei nu știu că prima dată trebuie să-i spui fetei cât de valoroasă e și apoi să-i construiești curtea. A te alege cu ceva înseamnă a lui Dumnezeu să te pună la oaltă. Văd zeci de fete care suferă că mutul nu zice nimic. O fâție, o învârte, îi dă semnale amărâte de o mie de ori. Asta, săraca, stă toată ziua și se roagă la celular. E nifiresc, măi oameni buni. M-a întrebat odată o fată despre cum să-i arate unui băiat că îl iubește. du te și spune, te iubesc, mă, mă, băiete, mă. Știu că ai un pomenic între cuvii. Dar mai este că o tanti sau un nene care vine cu un pomenic la morți și zici că are cibitiri particular. O leacă de decență. Și nu uitați, cheia fericirii este decența. Nu oferiți niciodată mai mult decât sunteți dispuți să oferiți. Niciodată iubirea nu se ține cu sexul. Sexul se ține cu iubirea. Nu icoana ține cuiul, veți zice voi, iar eu voi spune că icoana ține cuiul. E ca în icoana Maicii Domnului cu Fiul. Nu știi care pe care ține în brațe. Și apoi vă mai întreb încă o treabă. Pe cei mai în vârstă îi rog să-și astupe urechile. Mai fetelor, cum vă pupați cu unul care e dat cu gelatină pe cap? Gelatina e făcută dintr-un element din uterul vacii. Pupați vaca. Eu nu spun că băiatul nu trebuie să fie decent, că nu trebuie să-și aranjeze părul, dar când vezi că un puștulică, mă ui la fotbaliștii mari câștigători de bani cu niște freze pe ei, niște bătuți în cap. Și vine biata fată, vrea să-l pupe pe cap și îl pupă pe țepi dar și la fete vezi diferite modele. Am văzut una ieri și mi s-au aburit ochelarii. Era cheală pe jumătate de emisfera nordică, avea niște urechi săraca, chiar mi-a fost milă de ea. Bine, doamnă, eu știu că și marțienii cred în Domnul și a început să rădă și ea. Iar căsnicii cu de-astea nu prea țin.